Nouă anchetă de proporții. Fostul ministru al sănătății, Sorina Pinte, a fost adus în această dimineață la sediul DNA din București pentru audieri. Fostul ministru al sănătății ar fi primit șpagă, 120.000 de lei, pentru achiziționarea de echipamente medicale folosite la combaterea noului coronavirus. Colega mea, Bianca Ogarcă, se află în aceste momente la DNA și vine cu date suplimentare. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Sorina Pintea urmează să fie audiat în cursul acestei zile aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Fostul ministru al sănătății a ajuns aici la DNA în jurul orei 6 dimineața. Sorina Pintea a fost adusă de procurorii DNA după ce aseară au fost făcute mai multe percheziții la Spitalul Județean Baia Mare, acolo unde Sorina Pintea deține funcția de manager. Vorbim de aproape 8 ore de percheziții. Trebuie spus faptul că Sorina Pintea este acuzată de luare de mită într-un dosar de achiziții publice. Concret, susțin procurorii anticorupție, aceasta ar fi luat mită o anumită sumă de bani pentru achiziționarea unor sisteme de combatere a noului coronavirus. Nu știm exact despre ce sumă de bani ar fi vorba. Cu toate acestea, rămâne de văzut astăzi ce măsură vor dispune procurorii anticorupție în privința Sorinei Pintea, întrucât avem deja o probă extrem de importantă. Aceasta ar fi fost prinsă în flagrant când a luat acea sumă de bani. Mulțumesc, Bianca. Anchetă epidemiologică la Timiș.